Să nu-mi aleg medicii, unde nu m-aș duce, sau profesor, unde nu m-aș duce, să știu că voi beneficia de un anumit standard de calitate și ăsta e bătut în cuie. Sfera noastră de activitate este, în primul rând, dezvoltarea rurală, promovarea principiilor de dezvoltare sustenabilă în zona rurală, organizarea și evenimentelor care promovează valori culturale europene și românești. A fost o vacanță împreună cu familia. M-a impresionat, în primul rând, cum este organizat totul și la cât de bine și cât de comod este omului simplu în fiecare zi să iasă din casă, să circule, să meargă la muncă sau la plimbare sau la distracție. Această disciplină și calitatea vieții a omului oricare, oricine, orice participant al societății se poate simți demn și decent în țara sa. Mi-aș dori ca multe dintre practicile europene să fie aplicate inclusiv la noi. Îmi place și mă impresionează felul în care sustenabilitatea OSCE-urilor este asigurată, inclusiv și prin susținerea autorităților centrale, prin politici, legi și inclusiv prin susținere bugetară acolo unde este necesar. Eu îmi văd viitorul, sigur, că ca parte a familiei mari europene și mi-aș dori ca în Moldova, la fel ca în Uniunea Europeană, să fie mai multe păduri, să fie reglementat acea cotă de păduri care suntem obligați cu toții să le avem și această obligație să fie atât pentru stat, pentru guvern, cât și pentru persoanele juridice. Mi-aș dori ca statul să-și facă griji mai mult de sănătatea și de prevenirea problemelor de sănătate a societății și să vină în prevenirea și în cumva înainte ca problema să apară.